Hei, salutare prieteni! Astăzi vreau să vă prezint unul dintre cele mai așteptate jocuri ale sfârșitului de an, Asphalt Extreme. Rămâneți aici să vedeți cum arată și să aflați toate detaliile. Dacă vă plac jocurile pentru telefon, tutorialele, aplicațiile noi, nu uitați să vă abonați pentru că urmează o grămadă de filmulețe tari. Și acum să trecem la jocul de astăzi, Asphalt Extreme. Acest joc este continuarea seriei Asphalt. După ce am avut atâția ani curse pe circuit, în sfârșit dezvoltatorii s-au gândit că ar fi o idee bună să trecem la drumuri neasfaltate sau plaje. Și este o schimbare binevenită care, după părerea mea, revitalizează seria. Grafica este excelentă. După cum puteți vedea și voi, mașina arată foarte bine, dar peisajele prin care vom concura sunt adevăratele atracții. Nu durează câteva secunde că vom trece de pe o plajă pe un drum de munte, apoi vom trece peste un pârâu și tot așa. Circuitele sunt foarte dinamice și sunt foarte multe lucruri care se distrug în acest joc. Veți vedea constant lucruri care sar în stânga și în dreapta. Voi ați jucat seria Asphalt? Ce joc v-a plăcut? Lăsați un comentariu și spuneți-mi ce joc cu mașini ați jucat. Dacă apeși pe partea stânga a ecranului, mașina frânează și poți face și drift. Iar dacă apeși pe partea dreaptă, ai Nitro. Dar acum Nitro este împărțit în 3, așa că dacă apeși o singură dată, activezi doar o parte. Iar dacă apeși de 3 ori consecutiv, îl dai pe tot. Deci acum îl poți folosi strategic, fix în momentul potrivit. La început am primit acest Land Rover, care merge destul de bine. Eu nu sunt cel mai bun la acest joc, după cum probabil v-ați dat seama deja, mai ales că am lăsat controlul așa cum era el la început, adică prin înclinarea telefonului stânga-dreapta. Dar desigur, dacă joci pe o tabletă sau vrei butoanele clasice pe ecran, poți să schimbi asta din setări. Din fericire, în scurt timp mi s-a deblocat și buggy-ul, care se comportă mult mai bine pe nisip. Desigur, după ce termin fiecare cursă vei primi bănuți și steluțe, dar și piese pentru mașină. De altfel, așa progresezi în acest joc. Îți faci upgrade la mașină cu părți noi și concurezi în alte curse. Dacă mai ai nevoie de ceva bănuți sau componente, poți repeta unele curse. În mod normal, repetarea unei curse poate fi plictisitoare, dar în acest joc nu este cazul, pentru că traseele sunt așa de bine făcute încât nu trebuie să o iei mereu prin același loc. Ai acest grad de libertate care te ajută să pară că traseul este diferit. Este un mic truc foarte bine implementat aici. Jocul este gratis și disponibil în acest moment atât pe magazinul Play cât și pe App Store și, ca de obicei, am pus link-uri de descărcare în descriere sub butonul de like. Sper că v-a plăcut acest filmuleț și dacă vreți să știți ce fac în zilele în care nu postez aici sau dacă vreți să vedeți ce urmează pe canal, urmăriți-mă pe Facebook. Căutați Totul Mobil și dați like paginii. Până data viitoare, ne auzim acolo. Pa, pa!